Guvernul islandez, inginerii specialiști și partenerii străini sunt entuziasmați de descoperire și de potențialul pe care îl are apa supercritică și deja se gândesc la faptul că Islanda ar putea deveni în câțiva ani exportator de energie produsă prin această metodă. Specialiștii cred că descoperirea va schimba lumea, deoarece apa încinsă din interiorul vulcanilor poate fi adusă la suprafață și folosită la centrale electrice. În consecință, inginerii estimează că o pot folosi și pentru a crea centrale care să genereze 36 de megawați de electricitate. Este de 20 de ori mai puțin decât produce o centrală clasică pe cărbun, dar energia geotermală poate fi obținută fără niciun cost suplimentar.